super în pui, super. Nici mai mult, nici mai puțin de 14 râhățe de porumbei am pe pervaz în momentul ăsta. Se vede că n-am mai filmat de mult un vlog clasic. Am vrut inițial să schimb tricou pentru că în tricoul ăsta tocmai ce am filmat un react-ul care va apărea undeva săptămâna viitoare. Dar după ce mi-am amintit că m-am dat cu ruj roșu și că ăsta a intrat la apă și că dacă mi-l scot o să mi-l pătesc și abia l-am spălat ieri, de-aia e un pic boțit. Deci my life is just wonderful. Bună! Deja am rămas fără suflet. Bună! Numele meu e Ani Marie și în următoarele 3 minute tu urmărești vlogul de marți. Și n-am mai făcut de mult un vlog clasic, un rant, un vlog în care timp de 3 minute sau 5 minute eu mă văicăresc și mă plâng de diverse chestii care se întâmplă în lumea asta și care mie nu-mi convin. Și astăzi a venit timpul să vă întreb dacă mergeți la circ. Mergeți, ai? De ce? Vă place și la zonă, nu? Cu stânga nu prea pot să dau. Șoc, șoc, șoc în libertatea și cancan, o vlogăriță își pălmuiește audiența. Nu, trebuie serioasă. A venit vara și a venit sezonul în care trompețelele alea absolut enervante să moară trompețelele. Se aude în oraș cu circus, circus, vă poftim de circ, bo, și crocodilul și girafa. Haideți să vedeți animalele din întreaga lume. N-am terminat fraza, nu? Rewind! Mașinuțelele se învârt prin oraș și îți fac capul calendar. Una pentru că se enervante, două pentru că promovează ceva abominabil care n-ar trebui să mai existe în anul de grație 2005 pentru o lume civilizată. Circus, circus, vouă vi se pare normal ca animale de toate formele și mărimile să fie plimbate în văzul muritorilor de rând? Adică eu am văzut elefanți prin Alba Iulia. Serios, elefanți erau mașinile, bicicletele, oamenii și elefanții. Mi se pare ireal că în 2015 oamenii încă mai merg la circ ca formă de entertainment. Și mă refer la circ-circ, nu Antena 1, nu Antena 3, nu Libertatea, la circ. Dacă vreți să vedeți o girafă combinată cu o maimuță, uitați-vă la Acces Direct. Și nu, serios, oamenii ăia de la antene și de la emisiunile de căcat care sunt pe toate canalele TV, mai puțin Pro și Digi. Bravo, Digi! Place Digi, urmăresc Digi, nu mă plătește Digi, eu îl plătesc pe Digi. Da, dar animalele alea de la TV, care fac circ la TV și care îți provoacă aceeași greață și aceeași senzație de n-ar trebui să existați, măcar nu sunt plimbate la 37 de grade în niște fucking tiruri și nu li se ard un bici peste cur de fiecare dată că nu performează bine. Din contră, cu cât mai mult te faci de căcat, cu cât mai... cu atât mai mulți bani primești. Înțeleg cumva existența circului în perioada în care nu existau televizoare sau nu exista altă formă de entertainment. Pentru că și prostimea trebuia ținută cumva gură cască, în timp ce intelectualii se adunau la cafenele sau mergeau la teatru sau concepeau ziare sau scriau poezii. Fraierii maselor, trebuia să le arăți cum plimb girafa care are un șarpe boa înfășurat de gât, ei se înghită găluși ca să se ducă acasă entertainuiți. Bă, a fost la circ, mamă, ce am văzut, foarte interesant, așa un animal cu un gât de lung. Nu vă înțeleg motivele. La fel și cu zoo, serios, nu e necesar, eu, haideți să vorbim despre mine. Eu personal nu simt nevoia ca în viața asta să văd cum arată o hienă sau o girafă în viața reală. Deci nu o să mă duc la zoo pentru lucrurile astea. Nu e necesar ca toți oamenii din lumea asta să vadă cu ochii lor, așa, în carne și oase, printre niște zăbrele, un urs polar. Pui mei, nu ne aștept cu nimica. Ăla micu, pentru că toate le facem pentru ăla micu, nu? Pe care tu îl duci la circ sau la zoo pentru documentare, ca să vadă ăla micu animalele, he doesn't give a shit about that. O să le vadă pe Digi Animal World, pe Animal Life, Animal Explorer, Wildlife Adventures și toate zecile de televiziuni care asta fac, că la 5 ani, după ce l-ai dus la zoo sau la circ și-o văzut ursul polar că l-are pe motocicletuț, o să vină acasă și o să zică oh, a apărut nou joc Angry Birds. Mami, bye! Arată-i-le pe tabletă, că toți au acum tabletă, o ieșit din vagin și au tabletă.
ceea ce poate fi dăunător sau poate fi folositor, nu știu, n-am copii, personal nu o să le dau tablete la o vârstă mică, dar deja deviem. Și când o să crească, oricum o să fie de acord cu ideea că circul și zoo sunt niște instituții absolut aiurea, care exploatează animale și care trebuie să înceteze cu chestia asta. În primul rând, nu știu dacă ai văzut cum sunt targetate și marketate spectacolele de circ, așa un fel de lume magică cu luminițe și happy place și clown și culoare și animale de toate formele și culorile și s-ar putea să vină un magician și o să te facă să dispar. În al doilea rând, animalele o să vi se pare incredibil. Animalele nu au fost create pe lumea asta ca să ne amuze pe noi. E un șoc. Și eu am văzut lame acum 2 luni, în București, în autogara militar. Pe un petec cu scade iarba, am ieșit din autogară, cu bagajelul, fac 2 pași, lame în puii mei. What the actual? Credeți că erau bucuroase lamele acolo, la 10 metri de șoseaua aia super poluată fonic și poluată în general și cu traficul ăla? Să presupunem că au parte de 3 masaje pe zi, de cea mai bună mâncare și nu sunt ținute în tiruri sute de mii de kilometri și portate prin toată lumea, ci au un sistem misterios de teleportare. Vouă vi s-a părut vreodată amuzant să vedeți dita mai ursul pe o trotinetă din aia cu un căcat de pălăriuță cum se învârte în arena aia? Serios! Ați râs vreodată la căcatul ăsta? Acum nu că aș fi eu super Greenpeace militant o vieție, dar gândește-te că următorul bilet pe care îl cumperi să intri la circ reprezintă prelungirea chinului unui animal. Haideți să vorbim un pic și despre zoo. Am văzut zilele trecute o știre cum în grădina zoologică din Craiova erau ținuți în captivitate 2 husky, frate. 2 fucking husky într-un cotez de găini. Dar chiar așa de sălbatici am ajuns să avem nevoie să le arătăm copiilor sau să ne distrăm văzând 2 câini la zoo sau găini. Am văzut găini la zoo. Și cum v-am zis, nu sunt Brigitte Bardot, n-am adoptat în viața mea nicio pisică, nu-mi propun să salvez balenele, știu că e imposibil, calota glaciară, ei, vai mama ei, mi se par lucruri de bun simț, circul și zoo n-o să dispară de bună voie, haideți un pic să încercăm să sabotăm chestia asta, adică să nu mai dăm bani, să nu mai mergem la circ, să nu mai alimentăm industria asta. Banii pe care dai la circ plus banii pe care dai pe alte căcaturi, salvează-ți într-un cont, înmulțește și mergi într-un safari și o să vezi animalele alea în habitatul lor natural și când o să facă leu, o să te caci pe tine și o să fie mult mai multă adrenalină ca la circ, adică o să fie fun. Poți să-ți faci selfie în safari cu leu, că selfie-ul de la circ n-am văzut, mi se pare, cred că cel mai trist lucru din viața asta pe care aș putea să-l văd pe Facebook, un selfie de la circ. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și că o să-i dați un like și mai ales un share, mi se pare foarte important să dăm un share și să încercăm să stârnim o discuție, să închegăm o discuție pe tema asta. Poate mai sunt și alți oameni care sunt de părere cu mine, poate sunt oameni cărora le place circul și zoo și o să încerce să mă facă să înțeleg care sunt motivele lor și sunt foarte curioasă să le ascult și sunt deschisă dezbaterii. Ne vedem vineri cu un vlog nou, partea 2 din Istanbul. Fiți buni! Ciao!